În 2018 am luptat pentru alegeri locale corecte. Am deconspirat ilegalitățile de la Union Fenosa comise de Silvia Radu, candidata lui Plahotniuc la funcția de primar al capitalii, dar și faptul fraudării listelor. Doamna Radu e cu profesor pe Botișoară. Pum, și mai mult nimic. Și nu are dreptul să stea să candideze la funcția de primar general. Iar după anularea ilegală a alegerilor la primăria Chișinău, am ieșit în stradă pentru a apăra votul oamenilor. Comisia Electorală Centrală, care este o filială de partid a Partidului Democrat, nu au cum aceste alegeri să fie organizate pentru ca voința voastră să fie respectată. Asta este un exercițiu de manipulare. Asta este țara noastră, asta este Moldova așa cum este ea. Și ea are viitor atâta timp cât noi nu renunțăm.